Ajută, dragi telespectatori, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre Iubite voi, Doamne! 8 noiembrie, ne uităm în calendar, este sărbătoarea Sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril. Despre acești arhangeli, dar despre îngeri în general o să vorbim în prima parte a emisiunii noastre. Cât sunt, ce ființe sunt, unde locuiesc, ce mesaje aduc omenirii, despre cetele îngerești, despre lumea spirituală, lumea nevăzută, creată înainte de lumea materială, despre toate acestea vorbim în prima parte a emisiunii. În partea a doua emisiune o să ne referim la pagina Sfintei Evanghelii din duminica aceasta. Este pagina Sfintei Evanghelie cu învierea fiicei lui Iair. Vorbim despre înviere, vorbim despre boală, despre nădejde, despre credință. Și avem invitat pe părintele profesor Aristarco Jocar, cu care o să procedem la drum și cu ajutorul lui Dumnezeu să purtăm dialogul nostru, sperăm noi, de mare folos pentru dumneavoastră, dragi telespectatori. Părinte profesor, să rămână și bine ați revenit în cadrul emisiunii noastre. Slăviți să fie Domnul, fiți binecuvântați cu toții și Doamne ajută! Doamne ajută, iată ce repede trece timpul, e sărbătoarea Sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril pe 8 noiembrie în fiecare an. Noi știm că ziua prin excelență de cinstire a puterilor cerești, a îngerilor, deci a ființelor spirituale, este lunea și este tradiția aceasta frumoasă, creștine citesc acatistul netrupeștilor puterea sfinților îngeri sau a îngerului păzitor. Noi știm că fiecare om la botez a primit un înger păzitor. Părinte profesor, trece timpul, după sărbătoarea Sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril, intrăm deja în postul nașterii Domnului. Iată că viața trece, spunem noi, prea repede, dar să treacă cu folos, fiecare clipă să o punem, să fie de folos, să fie spre mântuire, fiecare clipă să nu treacă degeaba, pentru că vom fi judecați pentru fiecare clipă pe care am pierdut-o sau am luptat împotriva lui Dumnezeu și adevărului. Așa este, așa este, dar aveți dreptate. Ei, trece timpul fizic cu cele trei dimensiuni ale sale, trecut, prezent și viitor. Dar timpul liturgic rămâne același. Veșnicia lui Dumnezeu, odihna din ziua șaptea, când Dumnezeu a început să poartă de grijă și să pronieze întreaga creație pe care a adus-o de ființă la ființă, ex nihilo și ex abrupto, din nimic și dintr-o dată, în șase zile cosmice, care nu sunt zile de 24 de ore, pentru că în fața lui Dumnezeu o miliardime de secundă poate fi deci, miliarde de ani sau invers. Deci în ziua 7 Dumnezeu s-a odihnit, s-a început să poartă de grijă întregii creații și noi suntem astăzi în ziua 7-a creației. Ba, îndrăznesc să spun, suntem în ziua 8-a, în pleroma, pentru că pregustând împărăția lui Dumnezeu, noi trăim încă în veșnicia lui, la tot prezenței lui Dumnezeu. Și suntem deci în pleroma, ca o pregustare a adevăratei vieți care răsare dincolo de tărâmul acesta. Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, 8 noiembrie, arhanghelii, iată, noi știm că sunt 9 cete îngerești. O să ne referim și la aceste cete îngerești, dar aș vrea, haideți să pornim cu începutul, ca să priceapă dragii noștri telespectatori foarte bine. Noi știm că lumea spirituală e lumea îngerilor. Întâlnim cuvântul cer
și este explicat cuvântul cer, ce înseamnă cuvântul cer, ce înseamnă lumea spirituală, lumea nevăzut. Avem lumea îngerilor și îngerii, ființe spirituale, îngerii au fost creați înaintea a tot ce-i material, inclusiv omul. Spune-mi în crez, făcătorul celor văzute și a celor nevăzute. Sau, la începutul Dumnezeu a făcut cerul și pământul. Prin cuvântul cer, cum a spus, noi nu înțelegem înverișul gazos al pământului, ci lumea spirituală. Iar cele nevăzute se referă la lumea spirituală, lumea care a fost creată de Bunul Dumnezeu înainte de lumea materială. Când? Deci în afara timpului fizic, în metatimpul, metaspațiu. Și Dumnezeu a creat pe îngeri nu că avea nevoie de ei, nu din necesitate, ci din iubire, ca în toate puterile cerești. Și apoi omul să se înfrupte din infinitatea iubirii sale. Deci a fost o jertfă din partea lui Dumnezeu ca să creeze ființe limitate în timp și în spațiu, nu omniprezente și așa, doar ele sunt omniprezent, ființe care să se bucure de bucuria Domnului lor, adică de veșnicia prezenței lui Dumnezeu. Deci îngerii sunt ființe spirituale, imateriale, spunem noi ca să pricep, invizibile, da, sunt de esență spirituală, dar sunt ființe. Și sunt înzestrate aceste ființe cu libertate. La fel cum și omul a fost înzestrat cu libertate, este un mare dar de la Dumnezeu. Deci îngerii sunt ființe spirituale înzestrate cu libertate și numărul lor este foarte mare. În Sfânta Scriptură întâlnim expresia miriade și miriade de îngeri. Îngerii sunt foarte mulți, sunt în jurul tronului Dumnezeu, îl slăvesc neîncetat pe Dumnezeu, cântă, se roagă, iată, și unii dintre îngeri sunt trimiși de Dumnezeu la oameni pentru a face cunoscută oamenilor voia sa dumnezească. Vorbim de angelofanii sau de arătările de îngeri care au locul prin îngăduința Bunului Dumnezeu, au fost trimiși îngeri ca să se materializeze, să ia chipul oamenilor, ca să-i ajute pe aceștia la în procesul mântuirii. Vedem astfel că Tobie, fiul lui Tobit, cum citim în cartea necanonică Tobit, a fost trimis în Ecbatana de către tatăl său să recupereze o sumă mare de bani. Și pe traseu el a fost însoțit de arhanghelul Rafael sub forma unui tânăr. Și apoi, patriarhul Iacob, în drum spre Mesopotamia, când trebuia să se însoare. Și știm că a stat 8 ani, și apoi 8 ani, și la două femei, Peria și Rahila, Zilpa și Bilha, toții acestora, și în drum spre Mesopotamia, ea s-a luptat până în zori cu îngerul Domnului, care l-a lovit în coapsă și a spus, de astăzi înainte nu te vei numi Iacob, ci Israel, pentru că el este strămoșul poporului Israel. Și sunt și alte locuri în Sfânta Scriptură unde se vorbește despre îngeri ca materializări, ca cei care au fost trimiși, sunt arhanghelul Gabriel, a fost trimis în casa soților Hana și Elcana să revestească nașterea viitorului legiuitor și mare conducător Samuel sau Samuel și alte, sau în viziunea lui Isaia, în capitolul 6. Sfânt, 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 Domnul Sabaot. Sabaot este un plural feminin și înseamnă oștiri. Iahve Sabaot, Domnul oștirilor. Cum cântăm și la Sfânta Liturghie, acest text a devenit text liturgic, Sfânt, Sfânt, Domnul Sabaot, prin este cerul și pământul de mărirea lui, Osanantul cei de sus și așa mai departe, înainte de epicreză și acțiune. Are Sfântul Vasile cel Mares o omilie, nu este Dumnezeu autor al răului. Noi știm că sunt îngeri buni și vedem în icoane, sunt albi, strălucitori, binevoitori, cu chipul luminos, senin. Și avem și îngeri răi, adică diavoli, draci, demoni, cunoscuți, numim Satan, diavoli. Cum a apărut îngerul rău, dacă Dumnezeu a creat totul bun? Este o întrebare care a suscitat mintea înțelepților de la începuturi. Poenirologia sau tot ce se poate vorbi despre rău a suscitat mintea înțelepților și a teologilor și a neteologilor. Și unii au încercat să explice geneza răului într-un fel care până la urmă a arătat că tentativa lor a pierdut disputa cu timpul. Cel mai mare răspuns îl dă Sfânta Scriptură cu privire la geneza răului, prin cuvântul, prin Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care este Fiul lui Dumnezeu întrupat. Și acolo ni se spune că la începutul Dumnezeu a creat cerul și pământul, îngerii, cu voință liberă, și era o căpetenie a îngerilor, numit Lucifer, Lux, Lucifer, purtător de lumină,
a hipostaziat, a personalizat răul. Răul nu exista. Răul este o nărucă, cum spune Ioan Alexandru într-una din poeziile sale. Răul este o grefă nereușită pe tulpina binei, deci un privațiu bunii. Răul nu are substanță, nu are conținut în sine însuși. Bine are substanță, pentru că binele se asemenea mult de săvârșit la însuși bunul Dumnezeu. Deci, Lucifer a hipostaziat răul și a creat iadul, care, așa cum spune Dostoevski în Frații Karamazov, este neputință de a iubi, și Paul Evdokimov în vârstă de viețe spirituale, neputință de a iubi pe nimeni. Deci a creat iadul și în clipa aceea el s-a transformat din înger luminat, dintr-o căpetenie luminoasă a îngerilor, în înger întunecat, în demon, în diavol. Devenind Satan. Cuvântul Satan în aramaic înseamnă potrivnic. Potrivnicul lui Dumnezeu, potrivnicul omului și potrivnicul întregii creații, pentru că din clipa în care el a căzut și s-a transformat în demon, a început rupta lui nesfârșită cu planul lui Dumnezeu în creație și încearcă să zădărnicească prin toate mijloacele, prin toate stratagemele, planul tainic al lui Dumnezeu în creație. Dar nu va reuși pentru că este limitat în putere. Nu are puteri nelimitate, ci este limitat în putere și el acționează în lume cu îngăduința lui Dumnezeu și atât cât Dumnezeu îi permite, dar Dumnezeu vine în ajutor oamenilor ca să-l biruiască pe diavol tot timpul. E bun că am ajuns cu discuția aici, pentru că face legătura cu Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril. Sunt 9 cete îngerești. Și noi știm că îngerii au fost văzuți și avem referiri în Sfânta Scriptură cam cum arată îngerii, de aceea sunt și pictați în icoane și ne amintim de templul lui Solomon, că avea pe perdeaua templului, de la catapeteasmă, da, avea chipuri de heruvim și de serafim. Păi de profesor, sunt 9 cete îngerești. Haideți să numim câteva dintre ele pentru dragii noștri telespectatori. O mică explicație. Da. În a doua călătorie misionară, în Atena, Sfântul Apostol Pavel l-a convertit pe Dionisie Areopagitul, sau Dionisie cel care se îngrijea de cultea imensă din Atena, și pe Damaris, care era sora lui Seneca, și un alt Dionisie, dar nu Areopagitul, ci Pseudo-Areopagitul, a scris o carte, Cele 9 cete îngerești. Tronuri, stăpânii, domnii, începătorii, arhangheri, îngeri, heruvimi, serafimi. Deci 9 cete îngerești care se regăsesc și pe Sfântul Dix, la Proscomedie, iar arhangheri sunt o categorie de sfinți. Fiecare categorie se află într-un dinamism, dintr-o mișcare tot timpul, cântă, se înfruptă din infinitatea iubirii lui Dumnezeu, sunt permanent luminoși și se rotesc în jurul tronului Dumnezeu, așa cum de fapt vedem și noi în turlă, Mântuitorul Pantocrator, iar în etajele inferioare care coboară din turlă sunt reprezentate scene din liturghia cosmică, din dansul îngerilor care participă la liturghia, la Euharistia cosmică, în care Mântuitorul, în calitate de jertfă și jertfitor, să vezi sunt liturghie în cer. De aceea el ne se spune în Tatăl nostru, precum în cer, așa și pe pământ. Adică să faceți și voi pe pământ cum este în ceruri. O liturghie cosmică tot timpul, permanent. Cum spune Hans von Balthasar, în cosmice liturghii. Avem domnii, tronuri, stăpânii, puteri, stăpânii, începătorii, scaune. Da. Avem Heruvim, serafim, arhangheli, îngeri, sunt cete îngerești. Arhanghelii îi vedem în icoane. Haideți să vedem un picuț pe cei doi sfinți arhangheli. Rog regia să punem icoana cu sfinți arhangheli Mihail și Gavril. Sfinți arhangheli Mihail și Gavril sunt pictați în haine de soldați. Ei sunt căpetenii ai cetelor îngerești. Ei sunt în haine ostășești. Sunt voievozi ai cetelor cerești. În acatist avem expresia asta foarte frumoasă. Iată, Sfântul Arhanghel Mihail are sabia în mână pentru că este slujitor al legii, iar Sfântul Arhanghel Gavril are floarea de crin albă în mână pentru că el aduce vestea cea bună, este slujitor al darului, deci el aduce darul. Aici sunt uși diaconești, da? Ei știm că în biserică Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril sunt pictați pe ușile diaconești, sunt ușile acelea de la extremitatea catapetesmei, în stânga și în dreapta,
ușile din centru sunt ușile împărătești, pe unde intră și iese preotul, diaconul la slujbă, și unde odinioară, astăzi nu mai avem împărați ortodoxi creștini, intrau împărații la slujbă. Ce mare cinste pentru ei. Știm despre Sfinții Arhanghel, Arhanghel, Arhos, Angelos, da? Deci conducători ai îngerilor. Știm de Sfinții Arhanghel Mihai și Gabriel că sunt conducători ai îngerilor, și atunci când diavolul, deci când Lucifer nu a ascultat și în virtutea libertății s-a revoltat și a fost neascultător, a fost izgonit din cer și a căzut ca un fulger din cer. Și atunci Sfântul Arhanghel Mihail s-a luptat cu diavolul în cer și Sfântul Arhanghel Mihail a strigat la ceilalți îngeri înțelepciune, da? Să luăm aminte, deci să stăm în adevăr. A strigat la ei să stea în ascultare de Dumnezeu, să stea în adevăr și în virtutea ascultării, deci, și s-a luptat cu diavolul. Haideți să mai amintim câteva momente în care Sfântul Arhanghel Mihail a apare în Sfânta Scriptură și noi facem cunoștință cu el și ne sunt cunoscute faptele lui minunate. Ceea ce a spus dumneavoastră despre Lucifer care a căzut ca în cerul, găsim acest verset în Evanghelia Sfântului Luca. Mântuitorul însuși vorbește despre lucrul acesta. Arhanghelul Mihail a fost acela care, după ce primii oameni au păcătuit, au căzut în păcatul neascultării, a fost așezat la poarta raiului cu o sabie de foc să nu permită primilor oameni să revină în paradisul din care au plecat din cauza neascultării. Arhanghelul Mihail a fost acela care a adus asupra Egiptului cele 10 plăci, pentru că faraonul s-a încăpățânat și n-a eliberat poporul 3 zile în pustiu să se roage. Arhanghelul Mihail, sub forma unui stâlp luminos și unui nor, a cărozit poporul noaptea și ziua către ținutul Canaanului, trecând prin Marea Roșie poporul Israel și necând, făcând cataractele Marea Roșie să se prevălească peste faraon și peste carele lui. Apoi tot Arhanghelul Mihail a fost acela care a luptat împreună cu evrei împotriva amareciților, când Moise, întingând mâinile fiind o cruce, a adus biruința poporului Israel. Tot Arhanghelul Mihail a fost acela care s-a luptat cu Satana, care voia să descopere mormântul lui Moise. Poporul atât de mult l-a iubit pe Moise încât era în stare să-l divinizeze, să-l socotească Dumnezeu, iar mormântul a rămas pe muntele Nebo necunoscut nici până astăzi, cu toate că Satana se căznea să descopere mormântul ca evrei să cadă în idolatrie. Tot Arhanghelul Mihail a fost acela care l-a condus pe Iosua Navi și întreg poporul pentru cucerirea țării Canaan, începând cu cetatea Ai și apoi Erihon și toate celelalte, până în nord către munții Liban, în est către Iordan și în vest către Iam Pelistim sau Marea Filistenilor și în sud până în Idumea. Tot Arhanghelul Mihail a fost acela care s-a luptat cu, așa cum am spus, cu diavolul și se luptă permanent cu oștirile Întunericului pentru ca noi să fim, eu știu, ocrotiți. El este cel care a strigat, cum a spus, în rai, în drept, în înțelepciune drept, adică să-i luăm aminte. Și în clipa aceea, îngerii care n-au căzut s-au statornicit în bine, nu mai există alternativă căderii în rândul lor, după cum cei care au căzut, dacă nu se îndreaptă, nu vor fi iertați niciodată. Sfântul Arhanghel Mihail, slujitorul legii, este acatistul lui. Sunt și biserici care sunt închinate Sfântului Arhanghel Mihail separat. Noi știm că, în general, sunt biserici cu hramul Sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril. Dar sunt biserici închinate doar Sfântului Arhanghel Mihail și chiar avem în cursul anului bisericesc sărbătorite minuni ale Sfântului Arhanghel Mihail, cum este aceea din Colose, da, cu minunea din Colose. Amintesc de mănăstirea Sfântului Arhanghel Mihail din Kiev, deci pusă sub oblăduirea acestui sfânt care apără legea, o slujește și este trimis de Dumnezeu în momentele grele. Noi știm că a însoțit poporul evreu, păi sub forma stâlpului de foc.
și noaptea și norul luminos, norul luminos ziua. Gândiți-vă cât optimism, cât încredere, cât nădejde dădea acest lucru poporului. 40 de ani să mergi prin pustiu, să mănânci cu greu acolo, să trăiești în corturi și în ținutul acela arid, plin de nisip, plin de soare. Vețuitoare periculoase. Da, și de fiare. Boli, de acolo. Da. Ne amintim de șarpele de aramă, da, care era pus tocmai pentru a vindeca pe aceia care erau mușcați de reptile, de șerpi și de alte reptile. Iată, părinte profesor, dragi telespectatori, Sfântul Arhanghel Mihail este acela care slujește legea și noi avem datoria să o apărăm, să o slujim, să fim oameni ai adevărului. Sfântul Arhanghel Gavril, deja cu floarea de crin albă în mână, aduce vestea cea bună, el slujește și aduce darul, da? Îl avem și pe el pictat pe ușă diaconească. El este acela care a vestit nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos și nu numai, vă rog! El a vestit primilor oameni imediat după cădere că Dumnezeu va trimite un răscumpărător care va zdrobi capul morții și se va naște din femeie, din Fecioară Mărie, referindu-se la Mântuitorul nostru Iisus Hristos. A fost prima veste bună pe care Dumnezeu a făcut-o neamul omenesc, este vorba de proto-evanghelie. Apoi, doar Sfântul Arhanghel Gabriel a fost trimis în casă, cum am spus, a soților Hana și Elcana, ca să le vestească nașterea regeitorului, Shmuel sau Samuel. Apoi în casa lui a fost trimis în templu, arătându-se preotul Zaharia, vestindu-i că soția sa va avea un fiu și Zaharia s-a îndoit, s-a rămas mut și la 9 luni Elisabeta a născut pe Sfântul Ioan Botezător. Apoi, cum a spus, în casa tesărarului Iosif din Nazaret, Arhanghelul Gabriel vestește Fecioare Maria că ea va fi aleasa cerului și a pământului, aleasa bunului Dumnezeu, pentru ca din sângele sale să se nască Fiul Dumnezeu, ca Dumnezeu Fiul să se întrupeze, împovărându-se cu neputințele noastre din sângele sale. Și tot Arhanghelul Gabriel este acela care aduce vestea mamelor că vor rămâne însărcinate și vor naște fii și el aduce în conștiința fiecărui om și așa vestea cea bună că Dumnezeu îl apără și că îl așteaptă în împărăția sa cu condiția că el să se vășească binele tot timpul. Este acatistul bunei vestiri, că tot vorbim de Sfântul Arhanghel Gabriel, îl citesc mamele când vor să rămână însărcinate sau când au copilași mici sau când să li se întâmple ceva grozav în viața lor. Este un acatist care se citește oricând și este atât de frumos. Și este. O femeie, dacă vrea să aibă un copil sănătos, în primul rând sufletește și apoi fizic, să aibă un copil care să-l dăruiască bunului Dumnezeu așa și să într-adevăr să se mântuiască, trebuie să ține legătura cu bunul Dumnezeu prin Îngerul Păzitor și prin Arhanghelul Gabriel, care duce toate strădanile și năzuințele mamei înaintea tronului Dumnezeu și mijlocește: Doamne, dăruiește acestei femei un copil sănătos, un copil bun, pentru că ea însă este rugătoare și a năzuit la mine și o să aduc această rugăciune ca o pârgă nevinovată, ca o jertfă din partea ei și văd ca acest copil să se nască, să crească duhovnicește, ca Sfântul Botezătorul, ca Mântuitorul după trup, ca să fie un stâlp de nădejde al Ortodoxiei și al Patriei și al lumii întregi, având la rândul ei o familie frumoasă și o familie ca să fie profil moral pentru toate familiile lumii. Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, iată, sunt ocrotitori ai multor lăcașuri sfinte și foarte mulți creștini poartă cu evlave numele de Mihail și Gavril, Mihai, Gabriel și Mihaela și Gabriela și toate derivatele, da, toate numele care au legătură cu Mihail și Gavril. Biserica a alcătuit și un acatist frumos în cinstea lor și trebuie să le mai spunem, dragilor noștri telespectatori, că evlavia oamenilor față de sfinții îngeri se vede de la taina Sfântului Botez, când se roagă părinții pentru copilașul nou botezat, na, și cu multă dragoste poartă copilașul în brațe și pomenesc de îngerașul păzitor. Iar printre rugăciunile pe care le învață pentru prima oară copilașii de la vârsta de 2 ani, 3 ani, este înger, îngerașul meu. Da, deci se gândesc la îngerașul păzitor, îngerașul acela dăruit de Dumnezeu la taina Sfântului Botez și chiar dacă am ajunge la 90 de ani, 100 de ani, chiar la orice vârstă, orice om, pe lângă rugăciunile obișnuite și acatistele pe care și le programează și dorește să le citească și le împlinește, spune și înger, îngerașul meu, rugăciunea aceasta atât de frumoasă pentru îngerașul păzitor. Sunt 7 sfinți arhangheli. Da. 2 dintre ei sunt pomeniți în Sfânta Scriptură, mai ales în Cartea Daniel.
unde se spune că nu numai oamenii au îngeri păzitori, ci și orașele și țările și toată lumea întreagă este sub ocrotirea lor. Iar în Noul Testament, cu precădere despre Arhanghelul Mihail și Gabriel, se vorbește așa în mod direct. Iar despre Arhanghelul Rafael în cartea necanonică Tobit, și sunt Arsfatul, Uriel, Gudiel, Salatiel și Varahiel. Numele lor le cunoaștem din Sfânta Tradiție, care este primul izvor al revelației supranaturale, dumnezeiești, alături de Sfânta Scriptură, al doilea izvor al revelației. I-ați amintit pe cei patru, Mihail și Gabriel și Rafael. Și Uriel, Gudiel, Salatiel și Varahiel. Da, deci șapte sfinți arhangheli. Asta nu înseamnă că nu sunt mai mulți. Atâta știm noi în Sfânta Scriptură și din Sfânta Tradiție. Noi știm că numărul îngerilor este foarte mare. Încheiem discuția despre îngeri, despre Sfinții Arhanghel Mihail și Gabriel, fără să uităm, și de aceea ne facem datoria, spune la mulți ani celor care poartă numele Sfinților Arhanghel Mihail și Gabriel. Cum cinstim ziua? În primul rând participăm la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Biserică. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toate. Cerem ajutorul acolo unde se impune și e nevoie. Și apoi ne bucurăm frumos creștinește între noi, da? Ne felicităm, ne vizităm, ne împăcăm, ne înțelegem unii cu alții și ducem mai departe cu vrednicie darurile, le împlinim, le înmulțim, le ducem cu vrednicie purtând numele Sfinților Arhanghel, Mihail și Gabriel. Dragi telespectatori, în partea a doua o să facem referire la pagina Sfintei Evanghelii, schimbăm și titlul, draga regie, este tot timpul pe fază, spunem noi așa, ca să folosim o expresie apropiată nouă celor de astăzi, deci tot timpul este atentă.